cu domnul Ialomițianu imediat, dar ne întoarcem la biroul electoral. Eugen Tomac, președintele PMP, face declarații. Alternativa dreaptă, Partidul Național Țărănesc, Maniu Mihalache și, evident, Forța Dreptei, pentru că Alianța Forțelor de Dreapta se va regăsi pe buletinele de vot sub sigla Forței Drepte. Avem nevoie de sprijinul românilor în această bătălie inegală, pentru că suntem singura forță politică de opoziție curajoasă, capabilă să se bată de la egal la egal cu PSD, dar și cu anexele lor. Români, vă invităm să nu vă risipiți votul, pentru că cei care au trădat o dată, de două ori, o vor face și a treia oară. Singurul lider politic care nu a îngenunchiat în fața PSD și a intrat în această bătălie este domnul președinte Ludovic Orban și partidele noastre îl susțin. Singura forță de dreapta care intră în această bătălie și care merită susținută suntem noi, Alianța Forțelor de Dreapta. Domnule președinte, vă rog